Salut, Bivanzii, la un nou joc în VR. De data asta suntem polițiști și va trebui să-i oprim pe răfăcători pentru că au intrat în casa cuiva, după cum vedeți, este un cartier foarte drăguț, dar au intrat în casa asta și nu vor să-i lase pe proprietari să mai iasă, plus că vor să le fure toate obiectele din casă. Așa că nu uitați să apăsați butonașul de like dacă vă place și dacă mai vreți și alte episoade în VR și hai să strângem la episodul de azi peste 20.000 de like-uri. Știu că sunteți câțiva dintre voi care nici bine nu începe episodul și voi deja ați apăsat acolo pe butonașul de like. Vă mulțumesc din suflet dacă ați făcut acest lucru și, bineînțeles, o să mai facem și alte jocuri în VR. Treaba asta în felul următor. Avem aici pistol, avem în spate, dacă reușesc eu să prind așa, avem și o armă. Ideea este că ai gloanțe limitate, mi-a picat arma pe jos, ai gloanțe limitate și trebuie să ai foarte mare grijă, pentru că în momentul în care tu îți primești un glonț, ai riscul să mori foarte, foarte rapid, adică aproape instant. Așa că ce vom face noi, vom face stilul ăla cu FBI Open Up, știi? O să facem așa, luăm un flashbang de aici, tragem în geam, aruncă flashbang-ul, deschide ușa și... Bă, nu și-a luat, mă, nimeni flashbang, ce asta? Da, deci oamenii ăștia sunt foarte, foarte răi. Și sus, mâinile sus! Ia uite-l, mă, ia uite-l, mă. Mai e careva pe aici? Mâinile sus! Deci, vedeți, eu aproape am murit la faza asta. Și dacă mori, trebuie să iei misiunea de la zero. Așa că, hai să încercăm să nu murim. Dar e foarte, foarte realistic felul în care controlezi caracterul, armele și toate cele. Doar că e foarte greu, e un joc greu. Hai să vedem aici cine e, nu e nimeni. Alo, mâinile sus, mâinile sus, mâinile sus. Ok, am reușit să-l fac să înțeleagă. Hai să-l punem. Ok. Trage unul mine. Bă, l-a omorât pe-a lui și mă omoară și pe mine, ești nebun? Fugi, 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 fugi. Mă ascund până îmi recapăt HP-ul. Vai de capul meu, ăla e un ostatic care fuge. Da, ăștia trebuie să le zici să stea jos pentru că... Și aștept puțin. Sunt singur, frate, împotriva la atâția, deci vă imaginați că nu e chiar atât de ușor. Însă... O să încercăm să facem față. Ce-ar fi dacă m-aș duce eu prin spatele casei? Mamă, ce m-a speriat asta, băi! Stai jos! Stai jos! Ok... Băi! Mamă, ce... I-am rupt mâna ăla, v-ați văzut? Ok, nu știu ce să fac acum. What? Ok, ăsta a rămas fără mână. Ce-i mai prind eu la spate? Îi prind doar o mână? Chibănesc că asta funcționează. Ok. Și tu? Prinde-te și tu. Haide! Mâinile sus! A, e prinsă deja. Ok. Bun. Ea este proprietara casei, dar faza este că eu nu am de unde să știu cine este ea, nu am de unde să știu identitatea ei, așa că va trebui să-i prindem pe toți până la urmă cu zip tie-uri de-astea. Cei care se predau, cei care nu se predau o să moară. Mâinile sus! Mâinile sus, băieți! Păi ce face la mă? Vine? Cu ce vine la mine? Că nu știu. Încarcă repede. Încarcă! Bă, a venit cu cuțitul! Wow! Ok. Ok. Bă, e prea greu, mă, frate. Deci voi ați văzut cât de rapid am murit? Bun, hai să dăm restart. Hai să ne gândim mai bine. Cum putem să facem să intrăm în casa asta ca să-i oprim pe acești răufăcători? Faza cu flashbang-ul pe care am încercat să o fac nu prea a funcționat atât de bine. Am să încerc să deschid ușa și am să arunc flash-ul pe aici. Să vedem? Pac! Bun. E perfect, e perfect. E perfect și de data asta voi merge la etaj. Ok. Știi ce? Încarcă rapid. Și hai să vedem cine e la etaj. Mamă, ăla... Deci ăla mă făcea praf dacă n-aveam grijă. Bun, hai să luăm iarăși un flash. Salut cu flash-ul. Salut cu flash-ul, băieți. FBI Open Up. Mamă, 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 câți sunt. E nebunie, mă. Deci eu sunt polițist singur aici. Nu știu, am chemat după întăriri, dar n-a venit nimeni. Așa că va trebui să mă descurc. Tăticule, ăla avea shotgun. Deci ăla dacă trăgea, dacă apuca să tragă băiatul ăsta, era mort. Ok, încărcăm. Și sper să nu vină careva prin spatele meu. Shotgun. Wow, m-a nimerit, dar m-a nimerit foarte, foarte puțin. Bă, nebunule, că trag în tine acum că ți-a sărit și mâna, ești nebun. Deci poți să le scoți mâinile ăștia, capetele, tot ce vrei. Hai, mâinile sus. Așa, așa. Bravo. Din ce am înțeles, te poți juca jocul ăsta. De exemplu, eu să mă joc pe VR și să se joace, de exemplu, Remus, Pisica, Mihai, să se joace...
fără VR, adică să ne jucăm împreună, dar eu să am VR și să nu aibă VR și să meargă. Ceea ce e foarte mișto, dar n-am încercat încă. Păi să-i mai mult un episod așa de test, să văd dacă vă place. Oricum, dacă ați ajuns până acela episod și n-ați apăsat încă butonașul de like, apăsați-l chiar în momentul ăsta, să strângeți noi acolo 20.000 de like-uri. Deci, fiți atenți, voi număra până la 3 și la 3 să strângem like-urile, bine? Hai să vedem! 1, 2, 3, like! Sper că ați apăsat și voi și vă mulțumesc mult de tot dacă ați făcut acest lucru. Băi, e foarte tensionată treaba aici, înțelegeți voi? E foarte tensionată pentru că nu știu cine e pe aici, prin zonă, ok. Știți ce? Am să dau... Mi-e frică să nu fiu static înăuntru. Ia să dăm. Este doar un gigel. Doar un gigel. Câte gloanțe mai avem? 16 gloanțe, ok. 16 gloanțe n-o să ne ajungă, cred. Ia să vedem. Mâinile sus! Mâinile sus! Mâinile sus! FBI Open Up Simulator. Treci încoace, că te leg. Așa. Perfect, totul în regulă. Hai să vedem. Mergem mai departe. Mai e vreo cameră pe aici? Stai să vedem că mai e vreo cameră. Că momentan am prins destul de mulți, dar faza e că noi ne-am dus la etaj. Și jos, probabil, sunt o grămadă. Aici va fi o problemă. Pentru că nu știu cât sunt jos și nu știu nici unde sunt ei. Înțelegeți voi? Hai să închidem ușa asta. Ok, avem aici un static, hai să-l prindem și pe el. Mâine sus! Okay. Vreau să le zici tu manual. Asta e un piculeț aiurea, că cât timp îl leg eu pe ăsta, poate să vină unul pe la spate să mă omoare, știi? Ai putea să faci chestia cu legatul după ce se termină misiunea, adică gen după ce omor pe toți. Ok? În niciun caz nu mai ajung gloanțele, mai am 6 gloanțe. 6 gloanțe e prea puțin ca să mi ajungă. Ok, tu ai să mori, ok. Și punem pistolul aici și trecem la treabă. Bă, am pus pistolul pe jos, n-are importanță. Trecem la treabă cu arma. Ok, hai să vedem unde-s băieții răi. Mă uit așa, mă uit așa. Ok, ok. Mamă. S-a supărat băiatul ăla, s-a supărat, ați văzut? Hai să stăm aici să-l așteptăm. Nu de alta, dar mi-a luat puțin de HP, că nu l-am văzut inițial. Și... îl aștept să tragă. Ok, să tragă tot încărcătorul. Și acum intrăm noi. Dar de unde tragem? Perfect. Bun, problema e că mai este în zonă pe aici încă ceva, de unde ar putea să vină ăștia. Eu am gloanțe, dar dacă e vreunul cu shotgun, să fie problemă și nu mai avem de... Hai că am flash. Flash? Fugi. Ok. Era să mă flashuiesc singur, ești nebun? Bun, hai să vedem cum stăm. Deci toată lumea este eliminată, da? Când ne uităm aici pe chestia asta, zice e completed. Doar că trebuie să-i mai prindem pe băieții ăștia. Ia, vină cu ce? Vină cu ce, mâinile sus! Hai! Ce faci? Unde te crezi? Așa? Bun, și mai avem in progress. Hai să vedem. Mai este vreo unul pe aici pe care nu l-am prins de mâini. Mâinile sus! Stai jos! Hai! Întoarce-te! Așa, că nu știu cine ești de aia. Complet, totul este complet, avem aici debrief și aici ne arată cum ne-am descurcat noi aici. Problema e că am avut niște utilizare de forță prea mare. Ce vrei să zici, mă, utilizare de forță prea mare? Tu vrei să-mi zici mie că ăștia trebuiau luați așa cu încetişorul? Adică să le zic, stai jos, băiatul, dar tu ai editat mai mitraliera mână, dar tu stai jos așa. Stai, mă, cu minte, că intru peste ei de nu se văd. Bun, și acum o să-i dăm aici debrief, ok? O să-i dăm return to office și acum ne întoarcem în birou. Acum voi o să vedeți un fel de meniu pe ecran, pentru că așa este jocul ăsta. Dar eu sunt chiar aici. Adică nu știu, probabil voi vedeți undeva pe aici, îl vedeți pe ăsta, dar eu sunt chiar aici. Sunt în VR, practic, și mă mișc prin birou. Iar acum vom alege următoarea misiune pe care nu sunt sigur că pot să o fac, deci o să încercăm, dar următoarea misiune este de 10 ori mai grea. Și misiunea asta este că niște oameni au... spart un magazin. Iar noi va trebui să mergem acolo să îi oprim. Mi se pare interesantă chestia asta că practic noi ne-am jucat până acum un joc în care eram hoți și trebuia să scăpăm de poliție. Am aneșcăm un joc în care noi suntem poliția și trebuie să îi omorâm pe ăștia. Ceea ce e un piculeț fascinant așa pentru mine. Hai să vedem. Pot să intru pe ușa aia sau putem să verificăm pe aici dacă este cineva.
frate! Băiatu, ce ai făcut? Cred că sunt mulți, cred că sunt foarte, foarte mulți. Am să fac următoarea chestie. Am să trag în ușă, aruncăm flash-ul, încărcăm rapid și acum intrăm peste ei. FBI, open up! Mamă, dacă îmi raptam gloanțele la faza asta, era jale. Deci era jale cu mine dacă îmi raptam gloanțele. Oh, oh, e o static. Nu mi-am dat seama? Ok. Ok, ok, ok. Încarcă repede. Hai să vedem mai. Mamă, bă, deci... Sunt foarte mulți, mă, ce-i asta? Exagerat de mulți. Ok, îl văd pe ăla. Ok, dacă îi reușești să-i tragi în capul, omor din prima. Dacă îi tragi în el, trebuie să tragi multe gloanțe ca să-l nimerești. Bă, mă nimerește. Bun. Vază că s-ar putea să mor de multe ori. S-ar putea să nu trecem misiunea asta deloc. Dar măcar am reușit să vă arăt și să vă arăt despre ce e vorba cu jocul ăsta. Și dacă e data viitoare, poate o să trecem, poate o să trecem data asta. N-am de unde să știu. Dar mai stăm puțin, mai așteptăm. Aștept să-mi recapă din HP. Bun, ăla trage de acolo și văd de unde trage. L-am nimerit, perfect. Câte gloanțe mai am? Nu mai am. Asta e rău. Asta e destul de rău. Bine, am mitraliera, mă, dar mitraliera mea e mai greu să mă controlez cu ea, pentru că... Nu știu, mi se pare mie mai complicată, cel puțin. Și problema e că dacă vine un băiețaj ăsta pe aici, s-a zis, s-a terminat treaba. Ok, deschide ușa. Îl aud pe unul care își încarcă arma. Și nu știu unde e. Mă băiez, voi de asta fac... Uite-l. Mi-a scăpat arma pe jos. Ok, a rămas fără mână. Interesantă chestia asta cu... A rămas fără ambele mâini. Ăla nici n-are ce să mai facă. Ok, ăla cred că se predă. Că ce-a făcut săracul? A rămas fără mâini, nu mai are cu ce să jefuiască, adică... Ok, băiatul. Ok, băiatul. Acolo sunt mulți. Ok, dă o grenadă. Am dat o grenadă pe bune. Ok. Ia, am ieșit puțin. Bun, hai să ne încărcăm. Bă, dacă rămân fără toate gloanțele, ce mă fac? Deci ce mă fac? Flash. Flash. Luați flash-ul, băieții. Ok. Ok, băiatul. Ok, băiatul. Uai, de capul meu ce le zboară capetele. Ok. Hai să vedem cum ne descurcăm. Deci încă mai avem oameni răi în clădire. Încă mai avem oameni răi în clădire. Ăsta e în regulă, ăsta e om normal. Ok, mă șterg la nas, mă mănâncă nasul. Cum se zice când te mănâncă nasul? Ce se întâmplă? Ok, ok. Mamă, câte camere sunt. Asta e destul de aiurea. Pentru că... Poate să fie în oricare din camerele astea. Uite-l. Mai avem oameni? Mai avem. Hai să-mi încarc rapid. Avem 30. Bun. Careva aici? Poate să fie. Cam poate să fie, a? A, uite mă, vreau să fure banii din safe, mă. Bă, ce oameni, mă. Dar de ce nu vă duceți voi? Și vă faceți voi proprii bani? De ce trebuie să furați banii altor oameni? A? Alo? Da, habar n-am unde e ultimul sau cine or mai fi. Mă uit așa, ar putea să fie și în afara magazinului, știi? Asta-i faza, da? Stai așa să încarc repede. Dar nu mai am decât 22 de gloanțe. Ok, asta-i destul de rău. Asta-i destul de rău. Restrain civilians, bun. Hai să vedem. N-o să le dau restrain încă, n-are rost. O să le dau restrain după ce-l prind pe ultimul, că nu știu unde e. Ok, sper că nu e vreo unul de aici. Nu zici că s-a ascuns în chestia asta. FBI open up, nu? Nu merge. Ok. Asta e în viață? Ok, nu mai e dacă era. Da. Mă frate, deci, pe bune, dar îl găsesc pe ăla, dacă...
Am să intru pe ușa asta, da. N-am să mai folosesc gloanțe, că nu mai am foarte multe. Nici nu aud pe vreunul care să zică, bă, vezi că te împușă, nu știu ce. Ok. Nu se consideră ăștia, deși ăștia nu se pun la numărătoare. Dar alte camere nu sunt. Uite, bă, aveau AK-uri, mă. Aveau AK-uri, uite, au omorât oamenii săraci. Da, deci chiar nu știu unde ar putea să fie ultimul. Ăștia sunt picați pe aici, săracii, pe jos. Ăștia sunt aici picați. Pare a fi magazinul nimănui acum, știi ce zic? Adică... Că nu pare să mai fie vreunul. Că dacă era să fie... Mi-ar fi zis jocul, știi? Sau ar fi făcut el ceva. Bun, hai să le dăm restrain la ăștia. Restrain target. Mâinile sus! Mâinile sus! Adică poate să arată și ăla dacă... Se pot ascunde! Poliția! Mâinile sus! Așa. Bun, hai să vedem. Care mai e pe aici? O să le dau restrain la civilians mai întâi. Poate a fugit unul din ei. Te gândești că și asta e posibil. Dar ne mai jucând jocul ăsta până acum, nu-mi dau seama exact, știi? Aici, stai așa să verific eu o treabă. E locked, dar e gen... Te duce tot aici. Ok, n-avem treabă. N-avem treabă. Ăsta era la WC-ul săracul, dar... Probabil nu are nicio legătură. WC-ul ăsta este liber. Ăsta. Hai să-l luăm așa. Hai! Bagă-te aici. Perfect. Hai să vedem. Deci rescue civilians am dat ok. Deci pe rescue civilians e ok la toate, pe ălalalt nu e, dar e clar că am terminat misiunea. Adică din punctul meu de vedere, misiunea este finalizată, știi ce zic? Adică nu mai sunt oameni răi. Am eliminat tot răul din acest magazin. Putem să ieșim, bănuiesc. Posibil să se fi băguit misiunea, ori nu-l văd eu pe ăla, dar mai mult decât atâta n-am ce să zic, că... Nu văd pe altul să fie prin zonă. Poate ia, stai o secundă. Se ascunde pe aici, dar nu... A? Nici nu poți să te duci pe acolo. Deci, da. Cam asta a fost episodul nostru de azi. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, data viitoare vom continua cu următoarele misiuni. Și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa!